Bun găsit, acesta este Info Altfel, jurnalul de știri altfel by Ciprian Zota, așa că like și subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iată despre ce va fi vorba. Extragerea echipelor din campionatul de mini-fotbal pe sintetic, ediția 1 din Mănăstirea Cașin. Și start competițional al campionatului de mini-fotbal pe sintetic în Mănăstirea Cașin. Campionatul de mini-fotbal, ediția 1, 2023, o premieră pentru Comuna Mănăstirea Cașin. Pe 3 august, în cadrul Căminului Cultural din Mănăstirea Cașin, într-un moment pregătit de Mănăstirea Cașin Live, partenerul media al campionatului, a avut loc extragerea echipelor participante în prezența capitanilor și a o parte din membrii echipelor participante. Alături de președintele asociației Bradul Mănăstirea Cașin, Ionuț Ilie și Costel Brânză, s-au extras echipele participante și s-a anunțat ora de începere a primului meci. Urmăriți în continuare momente de la extragere. În continuare o să urmărim extragerea echipelor pentru campionatul de mini-fotbal pe sintetic, prima ediție din Mănăstirea Cașin. Aveți cuvântul domnul Ilie Ionuț. Vom începe categoria de la 13-15 ani. Fiecare capitan o să fie aici lângă noi. O să pachetăm bilețelele și voi, câte unul pe rând, trageți bilețele, da? Uitați aici, mai ajută-mă și tu. Și mai este echipa la 13-15 ani care nu s-a putut prezenta. O să urmărească live-ul, frumos. Așa. Da. Ai făcut mai mult? Da, mai multe, mai multe, să nu se poate. Faceți? Da? Ok. Începem, nu? Da, sunt 6, da. Și sunt numai 4. Restul care nu sunt prezenți, o să rămână bilețelele acolo și o să tragă. Deci începem? Da. Pe rând, pe rând cu un bilețel. Aveți onoarea, ia-ți un bilețel. Ia-ți un bilețel de mână. Așa, și-l ții mâna, ia-ți un bilețel. Un bilețel. Și pe un bilețel. Celelalte două va rămâne pe masă. Așa. Cum ați spus biletul și așa? Pe rând îmi spuneți echipa și numărul. Unu-a. Echipa. Numele echipa. Galactici, da? Deci 1A. Următorul. 2B. 2B. Tiki-taka. 2. Tiki-taka. Așa. Tiki. Taka 2B. Următorul? 3A. 3A. 3B, da? 3A. 3A. Da. Următorul? 1B. 1B. Suseni. 1B, da? Da. Costel, te rog să-mi zici următoarele echipe. Facem în următor. Denumirea echipelor, trag un bilete, unul tu, da. Unul pentru o echipă, eu, unul pentru o echipă tu. Da, imediat. Denumirea echipelor. Aia de seară, cum să mai fac din Național mai târziu. ANL-ul, fece ANL. Da. Ei nu sunt prezent și încă m-au sunat o echipă de la Onești, imediat nu știu denumirea. Așa. Fece Balotari și fece ANL, nu? Fece ANL, da. Da. Balotari. Balotari. Eu o să trag pentru ANL, tu pentru Balotari. Da, eu trag pentru Balotari. Da. Fece ANL 3B. Și Balotari 2A. Care? 2A. 2A. Și fece anile. Anile 3B. 3B. Bun. După care, la sfârșit, o să anunțăm startul meciului. Voi o să începiți. Categoria voastră o să înceapă primii, da?
La sfârșit facem pentru toți extragerea și la sfârșit vă anunțăm care e primul meci, da? Și la ce oră. Nu plecați, stați aproape. Așa că rămâneți aproape. Cele trebuie să proteste, da? Da, și tot astea, pot trebuie să bine. Începem la 16-19. Vă rugăm frumos, capitanii. Da, 6 număr. 6, 2, 4, 6, da. E venit. Hai, treci până la scris, că știi. 2, 3, 4. Câte unul pe rând, aveți onoare. Țineți bilețelele în mână. Așa, pe rând. Pe rând, zile echipa. Pe ce credeți? Fece, brăduleț, zim. 1. 1A. Aici vă spun așa. 1A. 2. Skatepark. Cum? Fece skatepark. Fece skatepark. Cu capa. 1B. Park? Da. 1B, da? 1B. Următorul. 3 cursiv. 2A. 2A. Denumit. Cum? Gloria Cașe. Gloria Cașe. Mai trebuie un caiet. Da, de acolo, da, de scutat, așa. Cât ai avut? 2. 2B. Și 6? 3. Și Toman. Fece? Toman. Toman? Toman, da. Toman. 3A. 3A. Am terminat. Stați aproape, la urmă. Da, trecem la categoria peste 19 ani. Deci peste 19 ani? Da. Mă voi, nu? Da. Și voi. Astea sunt toți? Care nu sunt? Face la fel. La fel, da. Asta este live. Vreau am anunțat. Da, vedem mai pe... Și o să iei... Da, nu am anunțat la sfârșit la aia. Hai, nu trebuie. Alo! Peste 19 ani, capitanii echipelor, vă rog, prezenți! Peste 19 ani! Sunt 6! Stai la urmă! Asta e echipă! Stai bun! Da! Tu cuanta la alta? Da, cuanta la alta. Asta e echipă. Și de la noi doi? Asta? 3 și 3 nouă veni. Nu, 3 suntem care ai scris-o tu și mai sunt încă 3. Nu știu. Ia uite un pic. Tu ăsta? Care ești? Ui, ui, ui. Așa, mai fi, capitan, mai veni? Da. Și când trebuie. 3 și mai sunt 3. Hai să... Și categoria peste 19 ani. Așa. De peste 19 ani avem așa, 1. Gros. Opa. Brunsă. 2. Cum se numește tacoanta? Lugrăcașa. Așa, da. Cum aș da, bă, ce mai titrată echipă după varea asta? Care e? Bronsul. Este echipa cu Codiva care a câștigat campionatul la Cași. La Fece Tineretul, Bradul, Fece Tineretul, Bradul, Cași, Fece Tineretul, Bradul, Cași, nu sunt prezenți. Treceți la muncă. Și o să rămână la urmă, da? Trim copil. Nu, da, mi-a rămas, a rămas pe masă, la urmă trage-o cu... Stai să zic cu echipa ta. Bradul, Răstrea, Cași. Fece Bradul. Bradul meu e Cași. Așa. Și așa, alta. Bronsul e trecut, Asia Măgura e trecut, Fece Tineretul. Nici la ai din păcate, nu sunt prezent. Alta Tineretul? Da. Pe ăsta Tineretul Brăstrea Cași, în Fece Tineretul e Onești. Tineret și alta? Space Club.
O, Nică, mă! Pace! Din păcate... Cum? Nu, e la servici. Bun. Așa. Cu siguranță am vorbit. Suntem doar trei reprezentanți, trei nu lipsiți. Așa. De asta este live-ul. Eu am anunțat, din păcate am anunțat, este live, care nu s-a putut prezenta. Urmărești și pe live, da? Una care n-a venit. Echipa ta și una care n-a venit. Și cu una care n-a venit. Pauli și una care n-a venit. Și da. Dacă mai la urmă. Da, dacă mai la urmă. Dar noi intrați în care suntem prezenți aici. Aveți onoarea. Trage poata și trage știu. Da, aveți onoarea și trage știu. Da, ce e onoarea. Așa. Celelalte trei echipe vor fi... 3B. Lasă, tot aici lasă. Așa de făcut. Așa, Mirel. Zic cu așa. 2B. Măgura Cașin, 2B. Bradu. Bradu Mănăstirea, 1A. Și acum, vă rugăm, ceilalți să trageți pentru echipele care... Eu trag pentru FC Tineretul Mănăstirea Cașin, da? Trage. Uitați aici. Tineret. Următorul. FC Tineretul de la Unești. Trage. Așa, trage tu Panta Space pentru... Club pentru... Panta pentru Space Club. Pentru Tineretul 2A. 2A Tineretul Unești. Tineretul Mănăstirea Cașin, 3A. Aici e 1A, așa. Aici e 3A. Și pentru Spice? 1B. 1B. Da. Astea sunt extragerile. Urmează să vă anunțăm... Da. Exact, direct. Acum urmează detențiile, da? Direct finalele, da? Cum ai zis, direct finalele? Da, primul meci vom anunța la 13-15 ani. Da, categoria 13-15. Categoria 13-15 ani? Da. Va fi meciul? Când va fi deschiderea? Vineri, da? Vineri. Am zis că la ora 15, da? 7, da. Putem să începem și la 2, da. Am zis că nu jucăm. Eu zic că cel la 15? Care sunt reprezentații de la 13-15 ani? Nu mi sunt coplași. Vine și tu. Puteți veni vineri la 2, sunteți în vacanță, da? La 2? Putem începe la 2? Da? Da? La el, da? Da? La 2, da? Deci trebuie anunțat da? Echipele care... Acum să încep. 1A. Asta le spune. Deci categoria 13-15 ani, primul meci este la 2. La ora 2. La 14. La 14 vineri. Ne vedem 1A, 3A. Nu, stai așa. Prima categorie, da, primul meci. Primul meci e 1A, 3A. Nu, e 1 cu 3. La da, 1A cu 3, cu 3A. Primul meci. Da, 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 dar e 1 cu 3 că e în grup. În grupa A e 1 cu 3, în grupa B e 1 cu 3, meciul 2. Deci, hai să te puteți aici. 1A care? 1A. Galacticii. Galactici. Primul meci la ora 14, Galacticii cu... Șopârlele. Șopârlele cine sunt? Da? Deci aveți primul meci, deschiderea meciului la ora 14. La 13 ar fi bine prezența la teren. 13, asta, da? 14. Următorul meci, al doilea meci. Al doilea meci este 1B cu 3B. Deci, stai așa, să ne uităm la... 1B. 1B, 1B este Suseni. Suseni. Al doilea meci. Cu 3B. 3B, FC, ANL. Care nu sunt nu sunt, sper că urmărești live-ul, dacă nu o să trimite un mesaj. Așa, al treilea meci. Al treilea meci este 2A cu 3. A, asta înseamnă... Iar... 2A, balo... Balotare, al treilea meci cu... Cu șopârlele. Da. Da? Meciul 4 este între 2B Tiki Taka cu 3B FCANL. Așa. Al 5-lea meci e 1A Galacticii cu 2A Balotare, da. Și meciul 6 este 1B Suseni cu 2B Tiki Taka. Tiki Taka. Deci ne-am înțeles la 13-15 ani. Țineți minte? Da. Trebuia să vă luați să vă scrieți dacă. Da? Dacă nu la urmă, o să facem cât un bilețel. Trecem la 16-19. Primul meci este 1A. Dar nu putem să vă zicem ora, trebuie să socotim orele. Da, trebuie să le socotim. Și 1A cu 3A, deci avem așa, Brăduleț cu Toman. FC Toman.
care nu sunt... Deci categoria 16-19. Tu ești Oman? Da. Deci aveți primul meci la 16-19. Cu? Cu noi. Așa. Cu Brăduleț, da? Așa. Meciul 2 e 1B, care este skatepark. Cu 3B, Viitorul Cașa. Bun. Meciul 2. Da. Meciul 3 este 2A, care înseamnă Gloria Cașin, cu 3A, cu Toman. Fece Toman. Așa. Meciul 4, 2B, care este Fece Sfântul Dăcovița, cu 3B, Viitorul Cașin. Meciul 5, 1A, 1A Brădulețu, cu 2A, cu Gloria Cașin. Și meciul 6 e 1B, FC Skatepark, cu 2B, FC Scuipând în Govița. 3 în Govița, așa. De aici să văd semifinalele, punctele care le acumulați. Cine, după aceea vă spunem mai departe care da. E procedura. Trecem la peste 19. La peste 19 ani. Aici e greu. Nu e greu. Nu e greu. Primul meci sunt aici. 1A, 1A. Brandul Mănăstirea Cașin, cu 3A, cu Tineret Mănăstirea Cașin. Tineretul, da, echipa lui Amândoi. Meciul 2, 1B, Spice Club, cu 3B, cu Bronsonul. Direct cu ei, că... Meciul 3. Meciul 3, 2A, Tineret, FC Tineret de la Onești, cu 3A, cu Tineret Mănăstirea Cașa. Da. Meciul 4, 2A. 2B. 2B. Măgura Cașin, cu 3B. Cu 3B, cu Bronson. Bronson. Meciul 5, 1A. Bradu Mănăstirea Cașin, cu 2A, cu FC Tineret. Aia de la Onești. Da. Meciul 6, e 1A, 1B, Spice Club, cu 2 pe Măgura Cașin. Măgura Cașin. E ultimul. Asta e ultimul meci. Ultimul al șaselea meci. Deci orice ar fi, deci de la două, dacă luăm în calcul primele 6 meciuri, hai să facem un calcul ca să facem aproximativ așa cam 4 ore. 4 ore ani. 6 meciuri 4 ore. 6-4, 24, 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 ar însemna că se reduce cu câte două meciuri la fiecare categorie, nu? Ar însemna 6 meciuri se reduce. 2, 4, 6. 6 meciuri, nu? 6 meciuri. 6 ori 4, 240. Alea se le... Împărțit la 60, este 4, 4 ore în lună. Joci 4 ore. Vine 4 sunt. Da, jucăm 4. Și rămân finalele, semifinalele și finalele duminică. Da. Și semifinalele și n-am anunțat categoriile mici până 9 ani. Asta o să vină, o să jucăm duminică, duminică meciurile. Păi ele și grupele lui domn profesor George Zbârcea 9-12 ani. Și are sub 9 ăsta mele, alea două. Tot două echipe. Alea nu, nu sunt decât două și două, că nu sunt da. Înscrise și n-avem ce face, vreau da. Joacă două și, nu știu, să vedem în legătură cu... Cu ora. Cu ce? Cu ora la mie. Cu ora, da, cu ora la mie, să vedem la ce ora. Facem un calcul și vă dăm câte un mesaj acum la cei... Este, nu știu, acum voi jucă, oricum mai târziu, seara. Acum nu mai știu, Mirel, cum am zis cu echipele peste 4-5 de ani. Da, la două. Una de la Cași și una de la noi. Între semifinale și între semifinale. Alea se joacă, eu zic să joacă, ăla duminică ar trebui să fie. Da, duminică. Da. Finala mică și finala mare, nu? Între finala mică. Finala mică, joci și joci finala mare. Dar este mai târziu, așa, sper că... Dar e mai liber și așa de fapt. E duminică. La urmă trebuie să joace și e părăcoare, că și așa valează puțin. Oricum o să fie după 8, nu?
cred. Da. Cam asta este, băieți, ne vedem. Ne vedem, mâine. Așteptăm de mâine, nu? Voi calculați la 15. Noi la 10. La ca și la 15, mă, cam. În grup. O să calculăm reprizele și o anunțăm ora. Și sper că finalul era 20, nu? Deci, a fost simplu. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumim și vă de prezență. Ne vedem la și ne vedem la competiție. A avut plasare de promoție. Mai ții minte să faci o recapitulare? Pentru ce? La pentru live? Da. Da. Da, hai să mergem la 13-15 ani. Deci primul meci. Da. Sportul e sănătate. A fost încă o premieră pentru meleagurile mioritice încărcate de istorie, campionatul de mini-fotbal pe sintetic, ediția 1-2023, Cupa Bradul, Primăria și Consiliul Local Mănăstirea Cașin, Școala Gimnazială Regina Maria, Asociația de Fotbal Bradul Mănăstirea Cașin, alături de organizatorii Ionuț Ilie, Claudiu Olea, Costel Brânză, zis Factorul, George Spârcea și Mănăstirea Cașin Life, din pasiune pentru sport, au ridicat fotbalul local acolo unde îi este locul după ani de pauză, așa că felicitări tuturor și mult succes în continuare. Este una din speranțele date sportului. Sportul este și va rămâne întotdeauna o modalitate foarte bună de a te menține sănătos și plin de energie. Sportul deschide mintea la cunoaștere, speranță, educație și petrecerea timpului liber sănătos. Și la Mănăstirea Cașin începe să se vadă asta. Așa că au fost 3 zile de sănătate curată în care am avut din plin atât soare cât și răcoare. 3 zile de distracție înainte de toate, în care toată lumea a câștigat. Și dar felicitări tuturor organizatorilor. Pentru început, doamna primar Adriana Enache a adresat câteva cuvinte de încurajare și succes tuturor echipelor. De fapt, acest sport pe care dumneavoastră astăzi îl, și mâine și poi mâine îl avea loc pe acest teren de fotbal este pentru noi o nouă încercare. Ne ocupăm cu fotbalul, ne ocupăm cu dansul și sperăm că facem din acest sport și o reușită. Totodată înțeleg că vor veni oameni care vă vor vedea jucând fotbal și veți face chiar o profesie din asta, pentru că veți fi atrași către cluburi. Este binevenită această competiție. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat de dumneavoastră, dragi organizatori, pentru că înseamnă 3 zile în care veți munci alături de copiii noștri și doresc tuturor mult succes! Vă mulțumim, doamna primar! Vrem să ne distrăm, vrem să jucăm frumos, să nu ne lovim. Este o competiție, un mic antrenament pentru noi, pentru voi toți. Ce să vă zic, baftă și mult succes! Unul dintre punctele forte ale acestui eveniment este terenul sintetic modern din curtea școlii gimnaziale Regina Maria, care oferă condiții excelente pentru jocul de mini-fotbal și încurajează spiritul sportiv al comunității. Campionatul de mini-fotbal a adunat echipe din cadrul comunității Mănăstirea Cașin, dar și din zonele înconjurătoare, promovând sportul și fair play-ul în rândul participanților. Fiecare echipă a avut oportunitatea de a-și demonstra abilitățile într-o competiție sănătoasă care a atras privirile și susținerea celor din jur. Prin organizarea acestui campionat, Comuna Mănăstirea Cașin dorește să promoveze un stil de viață activ și să încurajeze implicarea tinerilor în activități sportive și recreative. Astfel de evenimente contribuie la crearea unui spirit de echipă și de comunitate, sprijinind dezvoltarea personală și socială a celor implicați. De asemenea, mulțumirile sincere pentru sprijin și domnului Alec de la Coco, primăriei prin doamna primar Adriana Enache, domnului viceprimar Geru Nicolae Zgăvârtici, Consiliului Local
vocal președintele Asociației Fotbal Club Bradul Mănăstirea Cașin, prin Ionuț Ilie, tânărul Ilie Luca pe partea de sonorizare, proaspătul student Denis Tihan pentru prezentare, Claudiu Folea, Costel Brânză, George Zbârcea, cel mai devotat om pentru sportul mănăstirean Liviu Botez, un antrenor de copii excelent, Ciprian Zota pe partea de foto, video, live și echipelor participante și nu în ultimul rând publicului și suporterilor pentru modul plăcut pe care l-au manifestat pe tot parcursul celor 3 zile în ciuda ploii care s-a bătut la final și mulți alții care au pus suflet la acest de excepție eveniment, pentru care îmi cer scuze dacă nu i-am menționat. Vă așteptăm la anul mult mai motivat și cu mai multe surprize. Vrem să te urăm la mulți ani. Cu ce? Cu un aplauz și cu un tău la mulți ani, da? Pregătit, domnul? Domnul DJ! Action! Mă, Ilie! Cum ai pus o stradă aici? Haideți de piețe! Haideți de piețe la mulți ani! La mulți ani, Cris! La mulți ani, inima mea! La mulți ani, domnul capitan! Să fii bine iubit, mereu pe drumul cel bun! Ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea! De ziua ta! Da! Îți ofer dragostea, dragostea! La mulți ani! Hai cu toții! Hai cu energie, energie! La mulți ani, vă ies cu toții! La mulți ani!